Cred că te-ai transformat într-un înger tu. Te-a mâncat cineva aseară și a venit acum altcineva, nu pot să-mi dau seama. E schimbat. Sigur, Maria, să ne arăți buletinul, că nu te cred. Maria, mai vreau să o geamălă ceva pe Germania. Nu-s așa. Ca să vezi cât se bucură lumea de tine, cum ești acum. Nu, eu acum dau câteva calde, că mai încolo dau una de aia la stoală, să fie ok. Da, mi-am dat seama, trebuie să o pregătesc. Azi fă conexiune, compenseze. Conexiune. Da, câteva... Hai, taca. Să fie așa. Câteva vorbe bune, Maria, că după aia dacă vine pe conexiune, să spună. Păi știi, când ai fost la noi, am avut atitudine bună. Știi că ți-am dat câteva calde. Maria, ce ai înțeles din toate discuțiile noastre? Am înțeles. Concluzie, ce ai înțeles din... Că sunteți de treabă. Că sunteți doar... Nu, vreți doar să glumiți. Da, exact. Mapă bună. Da, deci e scufița roșie, scufița Maria. Da, nu? Lăsați-o. Scufița blog. Maria, ceau. Pa, Maria. Într-un fel așa s-au care rezolva lucrurile, da? Ezi, mă atenționăm noi. Pupici! Da, scufiți-o, șorți roșu de-a viitoare. Lasă-ne șorțul! Nu! Dă-ne șorțul! Nu! Și dacă nu era Sorin în casă, spunem, nu știai cine e și așa mai departe, care era topul la băieți? Top 3 în afară de Sorin, să spunem. Radu, de Radu am Radu. Zis. Da. Și alții? Pe Dragoș l-ai fi băgat sau? Nu sunt genui ca ce am văzut gen tipologia așa. Acasă, din ce am văzut eu la televizor erau Sorin și cu... Spun acum, Radu. Știi, după ce ai dansat, după ce ai mai văzut, chiar și astăzi dimineață. Nu, niciun top. Nu. Eu și... Vin bucătăria asta acasă. Da, dar faci bucătăria asta. Da, am să vine? Zici că ești mama aia. Ce ai acolo? Ce-a mai rămas? Nu vreau omletă. Ce ai zis, băi? Am primit nota 10. Ce le-ai făcut la băieți? Omletă? Pâinea aia cu om înăuntru, cu salam și cașcaval pe deasupra. Mamă, și le-a plăcut? Foarte bun. Mi-a dat... Odeh, o guriță de la dânsul. Era lângă mine. Era lângă mine și așa s-a numerit. Deci nu... Dar nu, dar conexiunea nu v-a arătat nimic? Nimic? Deloc. Wow, și m-am distrat acolo. Bă, rău că vine la noi acum. Da. Ia du-te înapoi în casa aia. Doamne, acum ai... Dar ai văzut ce-am primit eu? Uite, un buchet mare de flori. Ah, da, știu că i-a mirosit, miroase fain. Bine, nu-ți mai zic. Bună din nou. Și eu vreau, frate. Sorin tot insistă cu cireșele lui. Dar nu-i vorba de cireșe, măi, am luat altceva, nu-i cireșele, e vorba. Pot să mă duc și eu până în casa fetelor, pentru că deja au trecut destul timp de la cadouri și am luat și eu o mică atenție Nicoletei și aș dori să mă duc să... Eu dau și postez cu ea 2 minute. Mersi mult. Am povestit faza cu ea, adică nu. Bravo. Când e mea? Faza cu Alexandra. Hai și pe la rău ce s-a întâmplat, că eu nu știu. Deci eram aici Grațiela Dor, așa, și a venit domnul și a aranjat scaunele și a zis că să le aranjăm de acum după aceea. Și am zis că eu mereu am aranjat după mine sau ceva genul. Cum am zis? N-am fost atent. Și de acolo Alexandru a zis că aici tot ai figuri și fițe și în casă ești sfântă sau ceva genul, nu? Da. Și am zis că, serios, ce e așa dimineața? Am zis vreodată ceva, adică știi de acolo. Dar nu, ea azi dimineața s-a luat și de mine și de toți. Da, ea stătea supărată așa, nu i-am zis nimic, adică puteam să mă iau. Doamne, dar m-a și speriat să te acucam în jos și mă uitam cum arăt în alta și încep o vezi pe altă. Bă, fată, dar ce mi se pare că aici ai prea multe figuri și fițe și în casă și nu știi tot? Adică nu, eu nu i-am zis nimic. Și am zis că tu, eu cum nu te-am judecat pe tine pentru reacțiile tale, tu n-ai cum să mă judeci pe mine, fiindcă n-ai fost aici ca să mă înțelegi. Și aia a fost. Și de acolo le-am mai zis eu că... Ceaba și o să mănânci în continuare sau ceva gen, adică asta i-a fost fata cu... Așa mi-a venit să zic că eram nervoasă, știi? Nu știu, dar eu tot am rămas trăsnită, face niște chestii... Trăsnită, dar... Aia e chestia că nu înțelegi câteodată. Și acolo afară când eram la hotel, efectiv pentru... Dar ea are dreptate, are dreptate. Cum a spus, eu nu sunt pentru emisiunea asta și eu sunt foarte de acord. Eu într-un fel vreau să o fac, știi cum e, că și eu am vrut să plec, știi? Și dacă plecam, poate părea rău. Când oamenii îți vorbeau și îți spuneau, nu știu, ceva de încurajare sau că ești frumoasă, ce, îi trimiteai peste tot sau cum? Dar nu, nu e deschisă, nu se deschide. Foarte puțin vorbește despre... Cu Kinga vorbește. Păi cu Kinga stă în cameră toată ziua. Ce, crezi că poate de la Kinga îi se trag stările astea? Băi, știi că chiar mă gândeam la un moment dat că a venit așa pornită pe Ionuț. Și de sperat a zis fix aceeași chestie pe care a zis-o Kinga, că pune prea mult accentul pe unde stă el și că nu știu ce. Bă, brusc, așa dintr-o dată să-i se schimbe peste noapte părerea. Dacă mi-a zis-o părut că Radu a vorbit prea mult de... Păi asta zic. Deci, ia, Radu a fost... De ce de Radu? A fost zis-o foarte ok. Am urlut, dar lăsați-mă și mie să vorbesc, chiar ziceți că urlu tare. Hai zi. Ai influențat. Deci că erai un pește, de la care da, mi se pare că e influențată.
Pentru că tot ce a zis Inga, a zis și acum. Dar absolut tot. Deci tot la fel. Da, și, și faza cu ce a zis despre Radu, că pune prea multă evidența pe țară și așa, genul da. De stă el. Că se victimizează. Și, și Poiorus, acum am spus că îl place Poiorus din senin și aici îl chem în camera roșie, aici mă bag și eu finis. Nu fi proastă ca Natalia. Bagă-te în cuplu. Bagă-te acolo să apar până... Și eu m-am prins de joc cu ei. Eu nici nu să intru în joculețele lor. Și ce, și zici ce? Că Kinga, special că ea e păi așa mai mică? Ce asta face și la hotel? Când adică... a fost Natalia acolo să fie în gală spre Inar, nu știu cu tine parcă vorbea, că hai să-i spune că vrea să-l cunoască pe Sorin în continuare, da, ca să rămână tu în casă. Da, tu s-o apucat, dar au zis da. În gală treaba și, asta. Da, și, în gală. Și zice Natalia acolo în față și întreabă, vrei să-l cunoști pe Sorin? Și a face, fată, vorbea și eu, iar intru peste mine. Deja l-am cunoscut. Deci, fetele, era efectiv lângă mine și îmi zicea că, hai să zicem că vrea să-l cunoască pe Sorin. Stai din gură, că nu vrea să-l cunoască pe Sorin. Încă da. Toți vrei să-l ții în casă. Și eu s-a apucat să zică de Sorin că, păi da, vrea să-l cunoască pe Sorin. Da. Și zic, nu am mai băgat vorbe în gură, că nu vrea să-l cunoască pe Sorin. Ca și când oamenii din spate nu auzeau cum vorbea cu tine, că vrea să zică doar așa să rămână în casă, da. Știi? Așa mie mi-a zis să mă îndrept spre dragoste continuă și am zis că nu vreau. Și tu acum vrei să te îndrepti practic mai mult spre Alexandra, nu? Uite, ar fi mișto, poți să îi fii aproape tu. Chiar are nevoie de cineva să vorbesc cu ea, da, o să vorbesc cu ea. Da, e da un plus așa când simte că cineva chiar vrea chiar și nu e cu răutate, când vede ea, oricum nu e nimeni. Bună ziua! Am pregătit și eu o mică atenție către Nicoleta. Aș putea să mă duc să... Eu duc împreună cu cireșele primite de la ea, având o semnificație destul de interesantă, să mâncăm împreună. Ea spunând că e un nou început, atunci poate să fie pentru amândoi. Aș putea să mă duc? Stai așa, faci marfă. E nu. Tode, crezi că pe tine te-a simțit care ar putea să te aibă aproape? N-am simțit nicio chestie. Cu Grațiela, sincer. E ceva, uite, dacă m-ai întrebat așa, dacă simt vreo chestie, gen orice, cu cine vreo chestie, da, cu Grațiela, da. Și cam atât, vedem pe parcurs. Da, așa că dacă aș face eu cuplu cu băiatul ăsta, nu s-ar băga așa acolo, că îi se pare ceva, că îi se potrivește, dar nu. Deja mai nerva și cu faza cu serviciu sau ce ai zis tu. De ce credeți că au vorbit Alexandra ieri de strategii? De chemi pe tine în camera roșie. Strategii cine face? Kinga. Și Kinga zice că facem tot strategii. De-aia aude ea de strategii. Copilul nici nu știe ce înseamnă strategie, dar vine și vorbește de strategii. Adică, eu știu, când ai o vârstă, stai mai cu minții. Oricum are nevoie de un specialist sau de ceva, că nu, e clar că nu se simte bine aici. Da, vorbi, adică la modul serios, nu ca așa la mișto. Voi, fetelor, ce credeți că vorbesc ele toată ziua în cameră? Hai să fim serioși, stau împreună. Strategie. Se schimbă și fata asta de la o zi la alta. Adică cum au făcut? Era supărată pe Maria, după aia au văzut că ai avut o chestie cu ea și pe tine te-o dat la televizor cu treaba aia. Dar eu nu i-am făcut nimic ieși dimineața. Știi, dar era fușudat de șuteam acolo în jur. Eram cu o dec sus, ne făceam și eu nu știu ce, stăl niște, râdeam cu Maria și un fel dintr-o dată pe aia așa. Mă, fată, ție nu se pare că ai prea multe figure aici afară, nu? M-am uitat cu Maria una la alta, că nu știam ce a zis Maria, de s-a luat de azi, ce s-a întâmplat, știi? Dror Kinga mi-a spus că ea doar o ajută. Da. Vrea ca să evolueze. Auzi, așa m-a ajutat și pe mine. Urcam scările, mă geam în camera roșie, de-a sfaturi. Hai că te ajută să-i faci semi, hai că te ajută să-i faci nu știu ce, hai că te ajută cum să te comporți cu Radu. Nu zic, a avut dreptate cu Radu, cum a fost el și așa, știi?